Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu mai sunt elevi pe recepție, nu? Și nici copii la ora asta. Teoretic, 51. De când cei care s-au trezit mai târziu. Copii să Chiulangii. Nu faceți așa ceva. Chiulangiilor să nu faceți asta. Un elev din Baia Mare a fost la un pas să dea foc liceului, dar nu de supărare, ci în încercarea de a obține, de a face un TikTok de succes. Ceea ce, cum să spun, pe vremea mea era altfel, dar mă rog, elevul a dat foc unui brad din curtea colegiului tehnic George Barițiu din Baia Mare. Bă, ce nenorocit, la un brad, auzi? Și clipul a avut doar câteva mii de vizualizări pe TikTok, ceea ce mi se pare foarte slăbuț. Câteva mii doar? Da. Asta un elev. E un elev din... Păi da, pe TikTok lucruri de genul ăsta sper că se viralizează mai... Dar brazii, da, e nenorocit. Adică sper că nu se viralizează, dar ele se viralizează. Stai un pic, dar ce-a făcut așa ieșit din comun? Adică mie mi se pare... Stai că am ajuns aici, cred că într-o zi o să-l bat. Cum adică m-a dat foc la un copac, ești nebun? Cum adică ce-a făcut așa rău? Nu, e rău, dar zic, de ce ar fi trebuit să aibă mai multe vizualizări? A zis că, pentru că nu de obicei lucrurile de astea au foarte multe vizualizări. Uite, pentru că nu se întâmplă în fiecare zi să dai foc la un copac în curtea liceului. Dar nu faceți așa ceva, copii, este foarte, foarte greșit. Și vreau să o povestesc cum era să dau eu foc cârciumii cireșica. Da, nici așa ceva nu faceți. Niciodată, am fost totalmente tâmpit. Cireșica totalmente. Olimp? Da. Faimoasa... Erai tot copil sau mai târziu? Eram copil spre... Era Băsescu președinte. Clas... Eram student. Ok. Deci tot copil. Așa. Da. Ați auzit, sunt convins, cel puțin în vremea președintelui Băsescu, de faimoasa cârciuma cireșica. Am auzit. Neptun. Nu știu dacă mai există. Nu este. Dar pe vremea Ceaușescu era foarte populară. Așa cred că a descoperit-o și domnul Băsescu. Pe vremea noastră. Pe vremea noastră n-a mai fost chiar așa populară, până când s-a ales domnul Băsescu președinte, se ducea acolo și aplauda în genunchii dansatoarele. Știți, imaginile faimoase. Dar unii domni și tovarăși mergeau la cireșica încă de pe vremea răposatului. Cum ar veni, era o cărciumă mică de tablă cu scaune de fier și avea un gestionar pe care îl chema Nea Mihai și toată lumea zicea Nea Mihai, pentru că el începând cam cu ora 10:30 dimineața nu mai putea să pronunțe, avea un defect de vorbire și nu mai putea să pronunțe doar literele. Înțelegi? Și de asta îi zicea Nea Mihai. Și Nea Mihai era prietenul tuturor acolo și puteai să bei cu el cât putea el. El putea foarte mult, aparent. Și într-un an m-am ajuns acolo, cred că în mai ceva, când înfloresc plopii. Știți că fac puful ăla. Mamă, și acolo, cârciuma cireșica, pe vremea era într-o pădure de plopi. Și tot în jur era alb pe jos. Și ce mi-a venit mie prin cap? Copii, niciodată să nu încercați așa ceva. Eram cu niște prieteni și am zis, ia să vedeți ce frumos arde asta. Și am aprins chestia aia. Și spre surpriza mea, băi, chiar a luat foc cu adevărat. Și am panicat masiv, adică masiv. Dintr-un noroc pe care n-am să-l înțeleg niciodată, s-a stins de la sine după vreo 10 metri, când se îndrepta spre copacii aia care erau oarecum uscați. Era puful fals. Da. În schimb, a luat foc gardul viu, care era... care era și el ca muscățel și ducea... Deci ai avut noroc așa și așa. La cârciuma cireșica. Drept în cârciuma cireșica. Și am dat-o la fugă înspre cârciuma, am dat buzna în bucătărie, unde i-am strigat lui Nea Mihai. Nea Mihai, a luat foc, a luat foc, o să ardem! Și Nea Mihai, spre surpriza mea, a zis, lasă ardă, doamnă dracu! Așa, în disperare de cauză, am apucat ce am găsit pe acolo. Era o găleată cu lături de-astea, curățaseră pește. Și avea acolo ceva. Și cu aia am stins gardul viu, pe cuvântul meu. Deci ceva mai... copii, bun, deja nu mai eram copil, dar serios... Te vedeam la știri. Băi, poți să intri în niște buclucuri incredibile fără nici... Adică nu te gândești o clipă când faci ceva de genul ăsta. Remarcat că avea spirit jurnalistic de mic, vezi? De da, ce? Da. 9 copii din 10, dacă dau foc, fugeau în direcția opusă, nu se duceau în cârciu, să anunțe că au dat foc, fugeau, le scăpărau călcâiele. Lui, cred că de fapt de Nea Mihai i-a fost. De asta s-a dus încolo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.